România în direct cu Vlad Petreanu la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Vlad Petreanu, bine v-am găsit și astăzi veți dialoga cu mine la România în direct. Moise se întoarce mâine. Înainte de a începe să vă spunem că suntem live și pe Facebook, video evident. Aș vrea să vorbim azi despre incidentele violente, tragice, care par să se mulțească în societatea noastră. Nici n-am apucat să asimilăm cumva șocul tragediilor din Caracal, în care cel puțin două adolescente au fost răpite și asasinate aproape sub ochii comunității locale și iată, în Dâmbovița este ucis violent un alt copil, o fetiță de 11 ani, care a dispărut în drumul ei de la școală spre casă cu doar câțiva pași înainte să ajungă în siguranța căminului. O nouă răpire a unui minor, încheiată cu o moarte violentă. Dimineața asta, Cătălin Tolontan a venit la noi în studio în deșteptarea și ne-a tras atenția asupra unei constatări sinistre făcute de Interpol. România este bolnavul Europei în privința traficului de persoane, iar adesea este vorba de minori, traficați uneori chiar și pentru prelevare ilegală de organe. Ce înseamnă bolnavul Europei din punctul de vedere al Interpol? Înseamnă că, potrivit datelor Interpol, în Europa, România este țara sursă a celui mai mare număr de victime, precum și țara de origine a unor ample rețele de trafic de persoane. Așa cum în Africa, țara problemă e Nigeria, în Asia este India, iar în Americi este Mexicul. Asta e compania în care se află România. De altfel, reprezentantul țării noastre la ultima conferință internațională Interpol a declarat, citată de Libertatea, că i-a fost greu să explice de ce autoritățile române nu investighează, de pildă, traficul de persoane pentru prelevare ilegală de organe. Citez, când sunt atât de multe indicii în acest sens. Țara noastră, dragi prieteni, pare să se scufunde într-o criză din ce în ce mai dură în privința siguranței cetățeanului. Eu cred că trebuie să reacționăm ferm, cât încă nu e prea târziu. Și aș vrea să salut în acest context inițiativa Federației Asociațiilor de Părinți, care cere imperativ, într-o scrisoare publică adresată președinției, guvernului, Ministerului Educației, celui de interne, președinților consiliilor județene și primarilor, ca aceste instituții să creeze o strategie națională pentru creșterea siguranței și securității copiilor în școli, pe stradă și în viața de familie. Această scrisoare deschisă a fost publicată recent de site-ul edupedu.ro, o găsiți acolo integral, dacă vreți. Dar vă întreb, o fi numai treaba autorităților? Vorbeam mai devreme cu o colegă care spunea că are o strângere de inimă să-și mai lase fetița să meargă singură la școală, de pildă. Poate o fi un caz izolat, poate nu, dar statisticile de la Parchetul General arată că în societatea noastră violența împotriva minorilor e în creștere, adesea fiind vorba de violență în familie. Iar cu asta venim la următorul aspect al acestei crize. Sigur că autoritățile nu-și fac treaba așa cum ar trebui. Sigur că e multă corupție și multă incompetență, știm prea bine asta, dar eu cred, și dacă vreți puteți să mă contraziceți, că noi nu putem cere doar autorităților să construiască o societate funcțională, sigură pentru noi și pentru copiii noștri. Avem și noi un rol în asta, nu credeți? Adică, firește că poliția trebuie să se organizeze mai bine și să fie mai atentă și mai activă și mai inteligentă, dar nu o să putem să punem câte o patrulă de poliție pe lângă fiecare copil care iese pe stradă, doar ca noi să putem să ignorăm violențele atunci când se întâmplă în stradă, îndreptate împotriva copiilor sau adulților. Nu e vorba numai despre copii. Să știți, societatea noastră pare cuprinsă așa, mai ales în ultima vreme, de un soi de apatie abrutizată, nu-mi dau seama cum să o descriu, care împiedică cumva cele mai firești, aproape instinctive, reacții de solidaritate umană. Poate ați văzut incidentul deosebit de violent filmat ieri în București, pe stradă, încă într-o zonă cu bună reputație, la doi pași de Arcul de Triumf. Doi bărbați iau cu asalt femeile dintr-o mașină care stă în coloană la semafor, împart pumn cu o violență șocantă, apoi intră în mașină, aparent peste trei pasagere, din ce s-a aflat după aceea. În jur sunt zeci de mașini, e trafic în București, în miezul zilei, este un blocaj total acolo, nicio reacție. Nicio reacție. Singurul martor care face totuși ceva declară ulterior că el a claxonat, dar după aia a făcut dreapta, că avea alt drum. Ce ni se întâmplă, prieteni? De ce am ajuns aici? Cum putem ieși din situația asta?
Așa că azi întrebarea de la care vă propun să pornim discuția noastră este următoarea. Cine credeți dumneavoastră, ascultătorii Europa FM și ai României în direct, cine credeți că poartă vina pentru nesiguranța în care am ajuns să trăim? Autoritățile? Cetățenii? Sunați-ne așadar la 0372-069-599 să vorbim despre asta, să căutăm împreună un răspuns și, mă rog, să căutăm teme de gândire, că trebuie să continuăm să ne gândim la asta. Și, apropo, dacă aveți cumva de împărtășit experiențe personale, poate că v-ați confruntat la un moment dat cu agresiune, poate că ați fost agresat sau agresată în public, în public, și nimeni n-a intervenit în jurul dumneavoastră, cu siguranță am vrea să vă auzim, cu toată delicatețea necesară, spunându-ne ce vi s-a întâmplat atunci și ce ați învățat din asta. România în direct începe acum cu Dorin. Bună ziua, Dorin, sunteți în direct. Bună ziua, Vlad. Bună ziua. Întâmplător am o serie de experiențe personale complexe pentru temă. Da. În primul rând am fost cândva polițist, și mi-aduc aminte în momentul în care am văzut episodul Caracal, am fost pur și simplu șocat și revoltat de lipsa de profesionalism. Și asta, în opinia mea, vine din două părți. Odată pentru că cei care ajung să fie procurori sau chiar în poliție în ziua de astăzi, foarte mulți, din păcate, provin din instituții de învățământ extrem de labile, ca să nu le numesc altfel. Și este de urmărit un asemenea fenomen. În al doilea rând, s-a destructurat foarte mult lucruri, dar despre cazul Caracal s-a discutat și se încearcă tragerea unor învățăminte. Vreau însă să vă spun o experiență personală. Da, imediat. Numai o paranteză. Cazul Caracal, sigur, noi ne-am uitat acolo cu groază cum s-au bătut cap în cap serviciile de urgență cu procurorii, cu polițiștii și așa mai departe, dar lucrurile par să se repete în mod înfricoșător și în cazul Dâmbovița, unde acum șeful poliției și șeful procurorilor spun lucruri total diferite despre ce ar fi discutat unii cu ceilalți. E înfricoșător. Vă rog, era doar o paranteză. Vă spun public, o experiență personală, nu mi este deloc ușor, dar vreau să o fac pentru că am tras niște concluzii din ea, intersectând cu realitățile de la noi din țară. Și prima afirmație pe care vreau să o fac este că noi avem o legislație foarte slabă, pe un fond cultural, cum să vă spun eu, adecvat pentru a avea, e impropriu cuvântul, pentru a avea asemenea legislație slabă. Și care este experiența mea personală? Da. Repet, am spus, am fost polițist și totuși mi s-a întâmplat. Poți să vă întreb până când, Dorin, ați fost? Până când? Am fost până la începutul anilor 90. Am și o epocă și o alta. Am cuprins-o câțiva ani în una, câțiva ani în alta. Ok. Experiența personală s-ar putea să vă surprindă. Am fost acuzat în Anglia la un moment dat de agresiune sexuală. Sigur că sună dur. Acolo varietatea de acuzații sunt de la o privire sau atingere până la... Și mi s-a părut atunci întâmplarea respectivă o reglementare în exces, în care un cetățean ca mine, aflat turist, poate să ajungă o victimă pe nedrept și cu o situație complexă, delicată. Și așa a și fost, dar lucrurile s-au lămurit. Mi-am dat seama însă, fiind cu experiență juridică, cu experiență profesională, eu am tratat cu ușurință primele momente ale întâmplării, pentru că mă consideram nevinovat, iar pe mintea mea de polițist din România și pe legea din România, ce Dumnezeu o fi vrut femeia asta, haide că nu e nicio problemă, să rezolvă ușor. Nu s-a rezolvat deloc ușor, a fost extrem de complex, dar s-a rezolvat legal și just. Okay. Ce vreau să vă spun? Ați fost sancționat, pedepsit sau absolvit? Nu, absolvit. Absolvit pe deplin și era just. Bun. Ce vreau să vă spun? Legislația aceea în exces a apărut în exces, iată, pot să o spun eu dintr-o experiență personală, a apărut pe un fond în care în Anglia și chiar în Statele Unite au fost asemenea fenomene foarte grave prin anii 60-70 până prin anii 80. Și atunci în legislație, spunem tot pe un fond cultural, asemănător cu al nostru, femeia este altceva decât bărbatul, prostii de genul ăsta, copiii, fetițele,
E foarte complex fenomenul și s-a înăsprit extrem legea, ducând chiar poate la excese. Însă mi-am dat seama, uitându-mă și la cazul Caracal și la alte cazuri, și vă vorbesc din inimă ce vă vorbesc acum la radio, okay. Este mai bine așa, este mult mai bine așa, și ca să fac o paralelă... Stați, e mai bine, e mai bine, e mai bine așa cum e la noi sau cum e afară? Deci dumneavoastră spuneți, dumneavoastră, dacă eu v-aș întreba acum, nu știu, presupun că ați urmărit cum am urmărit și noi politica asta penală a statului român în ultimii ani, care pare să fie interesat mai mult, statul român a părut să fie interesat mai mult de drepturile infractorilor decât ale victimelor, dar dumneavoastră spuneți, dacă ar fi să calificați legislația noastră penală când vine vorba de agresiune împotriva, mă rog, împotriva persoanei, minoră sau adultă, codul nostru penal acum mai reprezintă un factor de descurajare sau nu? Nu. Nu. Nu, pentru că ea se aplică într-un fond cultural în care și cei care o aplică tratează cu ușurință lucrurile. Dacă cazul meu se repeta, să spunem... Adică spuneți de, România, de polițiștii de la Caracal că au zis că a fugit cu un fot frumos. De reacția celor care intră în contact cu o femeie sau cu o mamă care se plânge de o agresiune. Deci noi avem... Chiar dacă în teorie am avea prevederi în legislație, încă sunt foarte slabe și încă aplicarea lor e lasă mult de dorit. Cum vedeți soluția ca să închidem? Să înțelegeți exemplul meu mai bine. Da. Până la urma urmei, nu e bine să se facă abuzuri în justiție, dar, de exemplu, în cealaltă luptă, acum vom duce lupta asta pentru siguranța persoanelor, sper, din tot sufletul. Cealaltă luptă împotriva corupției a avut și a excesele ei, dar a fost mai bine așa, pentru că dacă stăm să ne gândim, corupția s-a estompat mult mai mult decât cu câțiva ani în urmă. Un timp. Asta bun, ca să, dacă ar fi să răspundeți... Bun, Dorin, răspundeți, vă rog, la întrebarea emisiunii. Cine poartă principala vină? Cine poartă vina, de fapt, pentru noi cetățenii? Noi toți. Păi noi cetățenii, scuzați-mă că... Noi cetățenii devenim politicieni, noi cetățenii devenim autoritate, noi cetățenii devenim pasivi, noi cetățenii avem un fond cultural complex. Bun, ca fost polițist, asta e ultima întrebare pentru noastră, ce recomandați unui cetățean care vede undeva într-un loc public o agresiune îndreptată împotriva cuiva? Ce recomandați să facă? Să descrie, se oprească, să vadă și să descrie foarte atent ceea ce vede, să sune. Să sune. Nu recomand în funcție de situație să intervină ca și simplu cetățean, decât dacă consideră că se poate sau dacă consideră că poate solidariza mai multă lume. Da. E o discuție mai largă. Bun. Însă să fim foarte atenți și să transmitem în detaliu informații de acest gen când le vedem. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, Dorin. Asta voiam să spun și eu. Pe mine mă șochează... Acum, mă rog, apar tot soiul de informații privindu-i pe cei implicați în incidentul de ieri din București, că ar fi fost traficanți de droguri sau și așa mai departe. Dom'le, până acolo, problema e că n-a sunat nimeni la 112. Adică nu știi, tu nu știi ce e acolo. De-abia după 24 de ore începem să aflăm ce ar fi putut să fie ăia și nu știu ce. Da, mâna pe telefon, sună. Eu, unul, mărturisesc sincer, sunt puține situații în care m-aș duce eu să pun direct mâna pe ăia care se bat să-i despart. Nu cred că aș face asta. Sunt ochelarist și, mă rog, am probleme cu spatele. Dar de sunat la 112 aș suna cu siguranță. Și am sunat de câteva ori când am raportat accidente, răniri, incidente de genul ăsta. Suni, te recomanzi cu numele tău, spui cine ești, spui unde te afli și ce vezi în momentul acela. Măcar îți faci această datorie. Gabriel, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, vă salut. Bună ziua. Vă rog, mai aproape de telefon, o să vă rog foarte frumos, sau dacă sunteți pe speaker, încercăm să credem că e ceva mai bine. Vă rog. Mulțumesc. Devine, în opinia mea, ca să respecte, m-aș putea să dau și câteva exemple personale, devine în primul rând societatea. Okay. Și în al doilea rând, inclusiv, în opinia mea, repet, inclusiv educația pe care o dăm noi copiilor noștri. Ce îi spuneți unui copil? Cum îl învățați să se apere? Un copil care, în primul rând, aveți copii? Îi lăsați să meargă singuri la școală? Da. Îi mai lăsați cu cheia pe gât sau i-ați fi lăsat cu cheia la gât, așa cum am crescut eu? Cheia pe gât nu merg, e drept, dar merg singurei la școală și totodată traversează fără telefonul mobil pe trecere. Dacă am avut o grijă în sensul ăsta, pentru
conduc foarte mult, stau foarte mult la volan și am văzut ce se întâmplă. Copiii mei traversează fără telefon mobil în mână pe trecere. Copilul meu nu traversează singur pe trecere. Gabriel, ce ați spus copilului dumneavoastră să facă atunci când se oprește o mașină străină lângă el și îi face o invitație? Să nu urce. Mulțumesc, din păcate, mulțumesc foarte mult, sunt convins că aveți lucruri foarte interesante să spuneți, dar din păcate legătura este foarte proastă, îmi cer scuze, Gabriel, poate vorbim altă dată. Andrei, bună ziua, sunteți în direct, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Întâi o să vă spun că eu când am fost mic, am fost tot timpul cu cheia la gât, am trăit doar cu mama. Câți ani aveți? Mă rog, 38 acum. 38. Să știți că și eu am 50 și tot așa, cu cheia de gât am fost. La propriu, era un șiret alb, n-am să-l luat niciodată. Da. Și okay, iară. N-am avut alte posibilități, mama a fost singură, m-am învățat zilnic ce să fac și ce să nu fac și n-am avut niciun fel de problemă. M-am ferit de... Am avut și eu oameni străini care s-au apropiat să zic așa, băi, hai cu mine, sau nu am acceptat absolut nimic. Uh-huh. Deci, educația e primul lucru care îl văd eu. Da. Doi. Am avut incidente în care am intervenit și am ieșit prost din treaba asta. În sensul că odată am prins o grupare care a furat dintr-o biserică de la mine, de la țară, tot. Adică o jefuit efectiv biserica. Da. Și i-am identificat, împreună cu poliția am mers toată noaptea până i-am prins. I-a băgat în secție, pe mine nu m-a protejat nimeni, m-a lăsat să fiu văzut. Iar a doua zi, când mă plimba cu bicicleta prin față pe la secție, respectiva grupare stătea pe șantă așteptându-și bunurile să și le recupereze din mașina pe care o aveau, acolo și au zis, uite-l, ăsta ne-a turnat. Și am pus cu bicicleta și n-am mai ieșit, să zic, vreo zi sau două din casă, că eram, copil, să zic așa, și mi-a fost foarte frică. Păi și atunci nu este vina celor care fac legislație în țara asta? Că fac legislație încât infractorii pot să se răzbune aproape imediat pe cei care îi identifică? Ba da, de-aia am și intrat în direct să vă spun că din ambele părți am pățit-o și a treia oară nu mai greșesc. Adică, prima au fost autoritățile, au greșit că nu știu să mă protejeze, vorbeau, luau datele de față cu ei, nu mai vorbesc de chestiile astea că sunt pur și simplu comuniste. Da. Și al doilea eveniment, am intervenit între un băiat și o fată, exact ce s-a întâmplat, de ați văzut pe internet acum câteva zile. Da. Când am intervenit să-i despargă o bătea, ea a sărit la mine, ea. Da. Deci au sărit la mine și au zis, ce te bași tu? Și ăla o ținea pe ea, deci nu el m-a bătut, adică și el era un tip violent. Dar nu el, o sărit ea să mă bată pe mine, dacă vă vine să credeți. Bun, poate că mai bine era să sunați la 112 să se descurce cu poliția. Nu, mai vechi, nu era cu 112, eu vorbesc de o perioadă mai veche, înainte de 112, era cu număr fix, atunci era mai complicat să sun la poliție. Deci din ce spuneți dumneavoastră, sigur, educație pentru copii, dar așa cum spunea și Dorin, educație și pentru organele de ordine, poliție, bun, totuși, adică poate că legea e permisivă cu infractorii, dar să fii polițist, ți-ar trebui într-o astfel de situație minima inteligență să nu pui reclamantul fața acuzaților de o infracțiune serioasă, nu? Mă gândesc. Am pățit, câtă minte să ai să... Ia, hai, zile acum că se uită la tine și ia, cum te cheamă? CNP-ul și toatele. A rămas șocat, vă dați seama. Deci am zis, domne, haideți mai încoace că ne aude și pace mă caut acasă sau ceva de genul ăsta. Mi s-a părut ireal ce se întâmpla. Deci poliția este la pământ. Sigur că e la pământ. Trei sferturi dintre profesorii de la Academia de Poliție sunt dovediți plagiatori, adică sunt hoți. Și nimeni nu face nimic, nu interesează pe nimeni. Sunt puțin de calitate, pentru că e tot sistemul, începând cu domnul comandant, să trăiți, până la ultimul polițist, nu mai sunt pregătiți, domnule, nu mai au calitatea aia care era odată. Bun, asta e prima Andrei, problemă. Cine poartă principala vină, din punctul dumneavoastră de vină? Din punctul dumneavoastră de vedere? Să zic 50-50? Da. Că eu asta consider. Mulțumesc, Andrei, pentru intervenție. Anca, bună ziua, sunteți în direct, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Nu știu dacă m-auziți foarte bine. Foarte bine vă auzim.
Ok. Problema este un pic, să-i spunem, complicată, dar nu nerezolvabilă. Așa. Adică, în primul rând, cei care ajung în funcții decizionale să nu uite realitatea străzii și atunci deciziile și legislația care se emite să fie conform cu ce se întâmplă, nu conform cu ce își imaginează. Adică să fie o mai mare duritate în pedepsirea infracțiunilor. Nu, stați așa, dumneavoastră spuneți că să nu uite realitatea străzii. Dumneavoastră credeți că poliția nu știe cine sunt ăștia interlopii? Este și problema, că din informațiile care apar, rezultă că, adică la Caracal, șeful, polițistul ăla șef, cerea ajutor de la șeful interlopilor să-i facă niște recomandări și ăla îl trimitea la tot soiul de adrese. Cum să nu știe? Deci, nu, problema, eu mă gândeam la cei care fac legile, politicienii, să nu uite de unde au plecat din rândul oamenilor, din stradă. Și atunci când gândesc o lege să pună toate situațiile, exact ca o schemă logică, ca în programare, pui toate condiționalele. Bun. După deci, care dumneavoastră spuneți că legislația în momentul ăsta nu este adaptată la nevoile societății în privința fenomenului infracțional, asta îmi spuneți. Bun, ok. Este mult prea ușoară. Dar de ce credeți că e mai, că e mai ușoară așa? Pentru că cei care ajung să gândească aceste legi nu s-au lovit poate de astfel de probleme, n-au fost niciodată în papucii celui care a pățit-o, care a fost bătut sau care a fost jefuit sau care a avut necazuri din astea în familie. Stați puțin, Alca, dumneavoastră, adică credeți că trebuie să fi fost bătut, furat, violat ca să poți să, să poți să adopți legislație corectă în acest domeniu? Nu, dar trebuie e o minimă empatie. Și mai e și experiența internațională. Nu, trebuie să te gândești și să te pui întotdeauna în situația celuilalt și să gândești toate variantele. Ok. Un alt aspect ar fi educația de mici. Să știm ce este alb și ce este negru, ce este corect și ce nu este corect să facem, astfel încât crescând să nu înmulțim numărul infractorilor, ci să înmulțim numărul oamenilor cu bun simț, cu responsabilitate și care știu că să se poarte. Da, și atunci, scăzând numărul infractorilor posibil, să nu mai avem atât de multe incidente. Asta e educația, asta este... Așa, bun, nu pot să contrazice așa ceva. Cineva spune să fie educație mai bună. Da, evident, e Sfântul Graal. Să fim bine educați în România. Dar acum, pe termen scurt, ce credeți dumneavoastră că s-ar putea face ca să crească gradul de siguranță al românilor în propria lor țară? Să nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme, astfel de tragedii. Adică să nu... copiii, ca și cel care a vorbit înainte, copiii să fie de acasă și la școală și tot timpul să li se repete, pentru că ei sunt mici și nu conștientizează riscul. Polițiștii să aibă legislația și, eu știu, pârghiile necesare să intervină și să nu mai fie nevoie să se justifice, să tragă întâi în aer, după care să tragă în... respectivul individ, dar polițiștii spun... el să-și ia un glonț în picior. Da, recunosc, corect. Dar polițiștii spun că sunt puțini. La Caracal, polițistul care răspundea în zona respectivă la 112, zicea, domnule, eu sunt unul singur, trebuie să apăs dacă asta sună altcineva. Da, ăsta este un alt aspect care nu este corect, pentru că nu poți să ai un singur polițist decât poate la comune sau sătucuri mici. Dacă ai o localitate care se întinde pe, nu știu, 20 de kilometri, nu poți să-l teleportezi dintr-un capăt într-altul al localității. Dar dacă ar veni acum un guvern, să zicem, sau o nouă majoritate, pun cazul, nu spun că așa se va întâmpla, sincer nu cred, dar mă rog, care ar spune, domne, avem nevoie de bani ca să echipăm poliția cum trebuie, să dublăm numărul de polițiști, să zicem, ați accepta o taxă pe siguranță? Nu aș accepta o taxă pe siguranță atâta timp cât noi plătim impozite și toți acești bani se duc într-un buget universal. Bugetele locale ar trebui să gestioneze poate pe plan local și să fie suplimentat, adică bugetul polițistului să fie alcătuit din două părți. Păi gestionează, cred, poliția locală e la primărie. Parte fixă, parte mobilă. Bun, ei să aibă parte de la buget, parte din bugetul local. Astfel încât să aibă fondurile necesare. Cine poartă vina pentru starea de nesiguranță în care simțim că trăim din ce în ce mai des? Fiecare dintre noi în parte, în locșorul lui. Mai mult decât... Zica la românească, mai mult decât... omul sfințește locul, se pune oriunde se poate aplica. Deci noi, ca membri ai societății, mai mult decât Ministerul de Interne, Poliția, Parlamentul.
dar și ei sunt tot parte a societății. Doar scăpați că temporar de... ocupă un anumit post. Da, dar vedeți, eu nu pot să adopt, eu nu pot să adopt legislație, eu nu pot să dispun reținere, eu sunt un cetățean, eu pot să vorbesc la radio și pot să sun la 112, dar sun la 112 și trebuie să intervină polițistul la care am sunat. Da, dar și el e parte din societate. Da, sigur că deci e. Nu trebuie ceva științifico-fantastic ca el să-și facă treaba. Bine, v-ați fofilat, dar vă mulțumesc frumos pentru intervenția, Anca. Continuăm cu Marius. Marius, bună ziua, sunteți în direct, la România în direct. Bună, bună, Vlad. Vreau să fiu mai scurt decât doamna Anca dinainte, care a vorbit mult și mai... pe așa, lângă. Așa, criticați-o că i-am închis. E părerea mea și o spun de ce. Da. Fiindcă sintagma asta în România pe care o auzi pe toate posturile, toate canalele și de la politicieni și de la jurnalist, cu educația, nu, că educația e de vină. Nu instituțiile, nu clasa politică, ci în primul rând trebuie să facem educație de la educație. Astea sunt așa sintagme dintre alea, vorbe goale de la oameni care sunt neinformați, amatori, neinstruiți, dar se bagă în seamă. Și o spun cu argumente. Am stat 10 ani de zile în Germania, am văzut cum face poliția intervenții în diferite situații, de la banală bătaie stradală până la intervenție dintre aia de skinheads agresivă. De fiecare dată poliția a venit cu fermitate, i-a culcat pe toți pe burtă, le-a pus cătușele, iar când am întrebat eu chiar, domne, dar de ce îl pui și pe ăsta? Că ăsta e nevinovat. Adică el a fost cel atacat. Polițistul mi-a zis, eu n-am de unde să știu acum. Eu înainte de asta îi pun pe toți pe burtă ca să-l protejez inclusiv pe victimă, să nu mai fie agresat. Fiindcă dintre asta nu va fi, nu se va alege cu capul spart. Iar după aceea facem anchetă. Dar în primul rând noi trebuie să transmitem ca poliție un mesaj ferm opiniei publice că intervenim cu fermitate în momentul în care vedem violență fizică. Fiindcă de la violență fizică poți să mori. De la un simplu pumn caz pe jos, ți-ai spart capul și ai murit. Sigur. Iar o secundă. Da. Iar la noi, din păcate, problema este din cauza liderilor politici, avem parte de lideri corupți care în momentul în care ajung la putere au politizat poliția și structurile de forță care să le fie lor vazale, care nu au mai fost conduse cu profesionalism de sus. Și dau un exemplu, Tăricianu, de exemplu, când a ajuns premier, a schimbat codul rutier, lumea nu știe, pentru ca să dispară mașinile neinscripționate din trafic, care ar fi putut scoate cel mai eficient din trafic șoferi agresivi care comit infracțiuni grele, da, cu victime, cu morți, cu oameni schilodiți pe viață, inclusiv, de exemplu, la motociclete a scos prin codul rutier obligația de a trece în talon modificările la toba de eșapament. Și grație lui Tăricianu, de ce? Fiindcă el a fost președintele Asociației Bikerilor din România. Și grație lui Tăricianu avem noi în România acest haos cu motocicletele asurzitoare pe toate bulevardele din oraș. Și un ultim exemplu vreau să-l dau. Am avut în Germania un vecin, am stat și în orașe mari, în München, la fratele meu. Am avut un vecin chestor de poliție, da, cu care am vorbit și când au zis că sunt din România, eu l-am întrebat, dom'le, dar exact legat de educație. Și a zis, aiure, astea sunt balavre goale. Deci vreau să plădați pentru fermitate. Se impune prin lege. Prin fermitatea legii. A zis, tu crezi că aici, în Germania, în țara mașinilor, vreunul ar mai respecta de mâine, de poimâine, limitările de viteză dacă ar ști că nu se mai pun, nu mai sunt radare automate? Eu am avut în Bâldana, Tărtășești, am fost în vizită la o școală și ce am văzut acolo pe drum județean în fața școlii, peste tot în România este, sunt zebre de traversat pentru pe care copii. Le ignoră toată lumea. Marius, vă întrerup, nimeni nu a oprit. Marius, vă întrerup o secundă cu o întrebare. Știți cum e asta cu fermitatea? Noi toți cerem fermitate și aplicarea regulilor și reguli mai severe până când vine vorba de noi înșine. Ați văzut ce s-a întâmplat cu ridicarea mașinilor parcate sau lăsate în drum în București? Cred că Primăria Capitalei a adoptat un regulament pentru reluarea ridicării mașinilor, deși traficul în acest oraș este cumplit, deși se parchează pe câte trei benzi, cu totul haotic, s-o opresc tramvaile, nu știu ce, s-a sesizat avocatul poporului.
PNL București a dat în judecată primăria să se oprească porcăria asta îngrozitoare. Iertați-mă, am fost în orașe civilizate în care traficul este super fluent, în care dacă lași bicicleta pe trotuar astfel încât să încurce circulația, este ridicată și dusă la poliție. Ai dreptate. Da, eu îți spun că ăsta e un subiect chiar apart. Odată ar merita să faceți o temă, o dezbatere numai pe subiectul ăsta. Bun, dar credeți, Marius. Venind la ce ai spus tu de pericolul pentru viețile copiilor, da. Eu aș propune concret în toată România să se introducă în primă măsură să se pună camere de supraveghere și mai ales radare în toate localitățile mici și mijlocii care sunt străbătute de drumuri județene. Mm-hmm. E un carnagiu. Tu nu poți să... Mergeți odată, faceți un reportaj, știu prea bine. Copiii aia cum merg pe drumul județean pe lângă tirul. Prea bine. Da, știu, Marius, îmi pare rău. Eu stau în nordul Bucureștiului, într-o comună bogată a Bucureștiului, unde practic nu există trotuare. La 10 km, mă rog, la 18 km de București, lumea merge pe drumul județean care este foarte îngust. De acord. Și toți gonesc. Niciunul nu respectă. Eu aș pune limită în cazurile astea 30 la oră prin localitate la mașini grele. 30 la oră și se poate cu radare, dar tot guvernul a interzis să ăsta, primarilor să poată să-și pună radare locale în localitățile județene. Mulțumesc. Da, au fost niște cazuri de astea de abuz. Era o localitate undeva, cred că în Ialomița, cu o localitate care avea vreo 3-4 radare pe un drum drept în interiorul orașului, mă rog, în interiorul localității și dădeau câte 3-4 amenzi odată. Aliona? Bună ziua, Aliona! Bună ziua! Ce nume interesant! Vă rog! Mulțumesc. O să vă rog frumos să dați radioul încet, pentru că aveți întârziere și o să vă chinuie când vorbiți cu noi. Vorbiți la telefon și după aceea reveniți la radio, ok? Da, mulțumesc. În regulă. Vă ascult. S-a pus foarte mult accent pe educație. Da. Însă, un aspect important ar fi și mediul în care trăiește un copil, pentru că, din cauza condițiilor care sunt în familie, să zicem că nu sunt bani sau se chinuie să-i oferă un viitor mai bun, okay. Părinții își varsă toate frustrările pe copil și acesta poate afecta felul în care se dezvoltă copilul. Da, acum, să știți, părinții mei au fost copii săraci. Și, din păcate, cam foarte mulți oameni din România sunt săraci. Adică... Sigur că sărăcia este un factor favorizant pentru, nu știu, sper să nu mă înșel, pentru violența în familie, dar nu e o scuză. Da, nu este o scuză, însă este o problemă destul de mare. Pentru că atunci când părinții au anumite frustrări, sunt nervoși și timp să-și verse toți nervii pe... Bun, și unde vreți să ajungeți cu asta, că nu-mi dau seama? Adică, dumneavoastră spuneți că... Adică, ce, olandezul era sărac? Care e problema? Nu, ceea ce vreau să spun este că modul în care ceea ce vede un copil la părinții lui este posibil să reproducă și el în viața de zi cu zi. Adică dacă el o să vadă certuri în familie sau, nu știu, violență în familie, el o să reproducă, pentru că în mintea lui el concepe faptul că este... Așa se rezolvă toate lucrurile. Aliona, spuneți-mi, vă simțiți cumva, adică vă simțiți mai sigură sau mai nesigură pe stradă, în locul în care trăiți dumneavoastră, presupun că în România, ca în urmă cu, să zicem, 5 ani? Sincer, mă simt mai nesigură pe stradă. De ce? Ați avut vreo experiență cumva? Vi s-a întâmplat ceva? Experiențe au fost multe. Adică așa, cea mai recentă... Nu știu exact să explic, de este că eu sunt din Constanța, da. Însă felul în care era Constanța acum, să zic, 5 ani, este diferit față de cum e acum. Nu știu, sunt mai multe personaje dubioase pe stradă. Da. Bine, mulțumesc, Aliona, vă țin pumnii, mulțumesc pentru intervenție la România în direct. Cătălin, nu? Bună ziua, Cătălin, vă rog. Bună din Brașov. Bună ziua. Ce vreau să vă spun, dumneavoastră ați adus în discuție subiectul cu sunt polițiști puțini și nu pot să-și facă datoria.
spuneți-mi în cazul în care, nu știu, și în București, și în Brașov, și în toate județele și toate satele țării, când trece câte un, când trecea Dragnea, spre exemplu, da, în delegație sau... Ia spuneți-mi, în câți polițiști vedeați pe stradă? Nu vă contrazic. Erau polițiști de la rutieră, da, nu vă contrazic, dar acum coloanele oficiale se asigură în toate țările. În principiu, da, știu, știu. Sigur, știu, există, țări, mai... există țări în care oficialii merg cu metrou sau cu bicicleta și totul e în regulă. Da. Da, mă rog, asta e, dacă oficialul, președintele Camerei Deputaților dorește coloană, cred că legal are dreptul și poate să spunește. Nu e vorba de coloană, nu e vorba de coloană, e vorba de polițiști, polițiștii care stăteau la fiecare intersecție, ca să nu cumva să arunce unul cu roșie, să nu cumva să strige la celălalt. E, ăia sunt cei care stau în spatele birourilor și freacă menta. Înțelegi? Pentru că eu, unul, sincer să spun, mă simțeam mult mai în siguranță. Nu, nu mai sunt băsist, am fost băsist, dar pe timpul lui Băsescu poliția își făcea treaba. Ziceți. Adică era altceva. Eu mă simțeam mai, mult mai în siguranță atunci decât acum. Decât acum. Uitați, sunt din Brașov. În Cristian, între Cristian și Râșnov, în ultimele două zile au fost 4 sau 5 accidente cu mortale. Da. Locuiesc lângă grădina zoologică din Brașov, în cartierul Noua. Dimineața mă duc și îmi scot câinele la plimbare pe la 7. Da. La 7, pe marginea lacului din Noua, e o mașină de poliție și o mașină de jandarmerie care stau acolo și se joacă pe telefon. Dacă mă aude cineva din Brașov, dintre șefii miliției ăsteia, bă, duceți-vă, bă, acolo, scoateți-vă pe stradă să-și facă treaba. Dar dumneavoastră, de curiozitate, foarte mă bucur că reacționați. Sper să ne asculte, că eu știu că suntem ascultați în multe locuri. Sper să ne asculte cineva și în poliția din Brașov. Dar dumneavoastră ați dat un telefon, l-am dat la poliție, să spuneți, domnule, fiecare dimineață, hai că s-a întâmplat o zi, două, misiune, nu știu ce, dar după trei luni. Da, și ce vi s-a răspuns? Am dat și mi s-a spus că se rezolvă. Rezolv. Și peste două zile erau tot acolo. L-am întrebat pe jandarmul ăla care stătea acolo, erau doi pe doi, erau amândoi. Da. Am zis, dar de ce stați aici? N-aveți și voi treabă în altă parte? Nu. Dar care-i problema dumneavoastră? Problema dumitale, da. Legi sunt, personal este, numai că sunt toți ascunși, freacă menta. Când îi văd cu radarul pe stradă, la colț de stradă și așteaptă să calce ăla pătrecerea de pietoni ca să ia permisul, dar ei, în loc să-și facă tura prin oraș să vadă cei care conduc agresiv, să ia pe ăștia la întrebări, nu stai după săracul om care se grăbește la muncă și, într-adevăr, greșește și ăla. Niciun fel de problemă. Dar când o să te văd prima dată că faci treaba prin oraș și mă simt eu în siguranță, atunci poți să te duci și la trecerea de pietoni să iei permisul ăla că a călcat pietonul cu piciorul pe trecerea de pietoni și nu i-a dat prioritate. Da. Deci, nu știu, e... Vă dau dreptate, Cătălin. Eu cred că sunt câteva instituții care ar trebui profund reformate, reconstruite și cred că poliția, jandarmeria se află printre aceste instituții. Acolo trebuie puse alte baze, că am senzația că nu se mai poate. Și în primul rând, cine e de vină este Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. De la ministru până la ultimul agent de circulație trebuie. Nu sunt toți răi. Nu, Cătălin, dar omul care vede că cineva îi dă omorul altcuiva pe stradă la intersecție și trece mai departe și măcar nu sună, omul ăsta nu are nicio responsabilitate? Dacă suni, n-ai garanția. Știți cum e, într-un fel e ca la loto. Dacă suni la 112, n-ai garanția că-ți vine poliția. Dune, dar dacă nu suni, e, ce să zic, aproape cert că nu intervine. Nu, eu n-am zis că în primul rând este de vină poliția. În al doilea rând suntem noi cetățenii. Bun. În primul rând, trebuie cei pe care îi plătim și cei care trebuie să-și facă treaba. Am avut și probleme. Cât mă plătești tu pe mine din banii tăi, mă? 5 bani? Da. Exact așa mi-a spus polițistul. Da, ăia 5 bani. Sunt munciți de bine. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru intervenție, pentru explicații și sper că ne-a auzit cineva în poliția din Brașov. Cred că mai avem timp pentru un telefon, Ovidiu, vă rog. Bună. Bună ziua. Opinia dumneavoastră.
Da, opinia mea. Am ascultat, poate nu cu, chiar cu atenție maximă, și nu prea am auzit să se discute totuși. Am înțeles că acest cetățean olandez n-a venit pentru prima dată în țară. Dar nu am discutat de cazul cetățeanului olandez, dar e un punct de vedere, da, corect. Adică dacă ăsta avea atâtea probleme legale la el, că înțeleg că avea, de ce nu a știut nimeni pe aici? Da, da, tocmai asta mă refer, deși la cazul de la Dâmbovița și la cazul de la Caracal și multe alte cazuri de copii furați, oare serviciile care au bugete astronomice chiar nu știu ce se întâmplă sau sunt mână în mână, sunt complici? E o întrebare de un cetățean care își plătește taxele și impozitele. Este o întrebare firească, am mai văzut-o repetată pe aici, pe acolo. Au existat niște protocoale de colaborare între serviciile secrete și diferite instituții care puteau folosi informații. Aceste protocoale au fost declarate neconstituționale la un moment dat. Nu știu dacă în mod operativ, în momentul ăsta, serviciile secrete mai pot sprijini cu informații instituții precum poliția, de exemplu. Habar n-am, nu e domeniul meu, nu am informații din domeniul respectiv. Serviciile cu ce se ocupă? Bună întrebare. Probabil că investighează și fac niște rapoarte pe care le citesc câțiva oameni și alți oameni din politică se bucură să citească rapoarte despre niște prieteni sau foști prieteni. Bine, o să închidem aici România în direct. Evident că nu putem epuiza într-o singură emisiune această problemă. Scopul nostru este să determinăm, să vă determinăm să vă gândiți la ce se întâmplă și să reacționați. Poate să vă implicați, pentru că fără implicarea noastră într-un fel sau altul în viața societății, lucrurile nu pot merge decât din rău mai rău. Și desigur, sunt niște instituții pe care ne bazăm, pe care le plătim cu foarte mulți bani, că plătim taxe mari, care în mod evident au probleme uriașe, nu-și mai fac treaba, sunt corupte, sunt nefuncționale, sunt conduse de hoți la propriu și cred că astea trebuie reformate sau poate reinventate. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Vlad Petreanu. Mâine vă reîntâlniți la România în direct cu Moise Guran, cu mine, cu Zaf și cu Luca la Deșteptarea la Europa FM. Ați ascultat România în direct la Europa FM.